Bine v-a regăsit la Astrofanatic. În ediția de azi v-am pregătit o surpriză. Predicții astrale legate de vremea caniculară. Vedem cum ne descurcăm fiecare, că e foarte greu pe temperaturile acestea super ridicate, și vă propun să vedem anticipat ce ne așteaptă luna august. Ce fenomene meteo rare sau mai puțin rare sau normale ne oferă luna august. Dar să vedem și să începem. Pe data de 1 și 2, vremea este plăcută. Deci este bine, deoarece va bate vântul. Asta e un factor important. În schimb, pe data de 3 și 4, se anunță ploaie. Acum nu vă gândiți că numai în București. Ați văzut că și în București sunt sectoare care n-a căzut o picătură de apă, n-a venit nicio vijelie, și sunt alte zone foarte afectate. Așa că e la total general pentru toată țara. Deci, cu alte cuvinte, pe data de 3 și 4 august, plouă. În schimb, vremea se îndreaptă pe 5 și pe 6. E bine, e plăcut. În schimb, pe 7 și pe 8 apar din nou ploile. Acum vor să compenseze ce n-au fost în luna iulie. Din data de 9 până în data de 27, vânt și ploaie. Deci, asta e. Dacă nu ne-am răcorit în luna iulie, ne răcorim în luna august. Că e a 8-a lună și 8-ul ăsta e plin de neprevăzut întotdeauna. Și am ajuns după 27, care se termină cu ploaie și vânt, și vremea se îndreaptă, paradoxal, în 28, 29, 30 și 31 august, când vremea își revine la normal, este bine, este plăcut, nu mai bate nici vântul, nu mai vine nici ploaia. Deci, cu alte cuvinte, luna august este o lună fantastic de diferită de ce am avut până acum, în lunile precedente, și în iunie și în iulie. Asta a fost prognoza sau predicțiile astrale legate de vremea caniculară. Aceste predicții astrale sunt făcute de un sobor de preoți și de călugări, iar cartea care cuprinde aceste cunoștințe, indicații, se numește Gromovnicul. Vă arăt și dumneavoastră, se numește Gromovnic din bătrâni și este făcută în urma analizei a 7 planete care sunt analizate în astrologia stabilită. Mă rog, fiecare își face astrologia în funcție de cunoștințele sale, dar astea erau întocmite de taica părintele și taica starețul mănăstirii, călugării. Vedeți dumneavoastră că noțiunile și cunoștințele lor pe cele 7 planete se repetă din 7 în 7 ani. Deci peste 7 ani, în luna august, vă veți întâlni cu aceste date pe care vi le-am citit azi. Dacă le-ați reținut, dacă nu, mai căutați emisiunea, o aveți pe Astrofanatic și vă edificați. Iar cei mai tineri, care sunt și curioși din fire, pot să-și pună într-o agendă și peste 7 ani să vadă cum a fost vremea și dacă se repetă acest ciclu. În tot cazul, în urmă cu 7 ani, vă garantez că așa a fost timpul. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau la întâlnire la o nouă ediție. O zi bună!